Nica, dă-mi de suport fripe într-o salată. 12 într-o parte, 12 în alta, da? Două farfurii amus o duc la masa 18. Corect? Da. Dă-mi verdeață aici. Dă-mi verdeață aici. Ceilalte masă, Vova. Ceilalte. Masa 4-6 persoane. Ok, pagnale. Brânza, o vreau brânza. Fie-i băieți, a simt cardamomul tare. Simt tare. 2, 4, 6, 8, 9. Farfurii de astea mai sunt sau nu? Chelneri, sunt aici? Davai. Așa, facem cu vlogul ăsta. Am făcut 100.000 de rețete și apoi de la caracatiță, iepuraș, puișori, vite, dar eu vreau de asta, dar eu vreau de șeilante. Și că până la urmă chiar e interesant câți oameni au făcut toată treaba asta. S-au urmărit rețetele astea noastre. 2 ani de chin. Am mult scut după o pauză să încercăm ceva nou. Am atâtea de povestit. Fetița s-a născut. Afaceri noi. Poate începem un format nou de vlog. Ui, băieți, vă și citiți gândurile? Mai, că preci asta. Oară 7 dimineață, vă vreți să te apucăm amul de filmat? Eu înțeleg vlogul, un nou format, dar nici chiar la 7 dimineață, fie-vă milă de noi! Acădeam și-i foame, tu vezi? Mâncăm! Haideți, scălzați-o, așa am plecat! Câte rezervă avem? 79, da? Confirmat până la urmă, da? Cred că prima dată, da, când avem așa de multe solicitări pentru cină? Meniul trebuie să-l știți dacă oaspeții ies. Azi vă întrebe, numai decât știți, da? A știți tăți meniul? Tăți, pe de rost? Sași? Sași ați o blocat, e lemn. Все, hai, spălătăm. Gaz, mergi. Succes. Doamne ajută. Ce vreți să mâncați? Hai să vă arăt ce vrem în frigider și în baza la ceea ce am în frigider. Că ieri am mai adus ceva de la restaurant cu mine, femeia, mă mai bat la cap și să-i gătesc. Totodată să vedeți ce are un bucătar în frigider. Clar că e decorat. Deci când eram frumos și slab, amintirile mă chinuiesc. Sunt frumos după somn. Mamă, trebuie să am o față. Ah. E, poate nu trebuie. Poate nu trebuie. Sara am comandat și am mâncat niște suși, noi suntem familie pofticioși de suși. Și așa am rămas niște soi. Normal că e cum să îmi un gât de cola cu sușile. Mai e un barbecue sos afumat, mie de asta îmi place. Aici am o cremă de anghinare, o dulceață, polen. Eu dimineața beau pe stomacul gol și cu un litru de apă și aici spune mai vinioară. Ouă de casă, da? Tante Luda se dă Dumnezeu sănătate și mai culița Domnului mi-a dat 90 de ouă, că când eu și o fabrică de găinițe am 90 de ouă. Mai e o bucată de cărnaț, brânză de oaie de tăcheuz brânzar, mai e tineri un castravete, sfeclă, dar n-am măr. Da, măi. Iară brânză, domnul Anator. Domnul Anator, dă Dumnezeu sănătate și mai culița Domnului. Ce-a făcut femeia asta la mine și? Boș, zamă și asta. A, zamă cu găină de casă. Acolo niște șpierși. Cam și au oameni acasă pe frigider. Nimic cred că e deosebit. Poate careva produsă care ne retrimăt părinții de la noi din Italia. Și spuneam acolo de mic dejun, da? De să începem să-l faci. Punem mai întâi apa la fiert. Ok. O să facem un nou poșet cu pan brioche. Mai bine de să zicem așa, să facem un fel de Benedict. Să adăugăm un pic de oțet, nu mult, și un pic de sare. Așa, pan brioche by good. Și frumos și pufos. Asta sunt condiții de casă.
corect ar fi depus într-o sită discurs apa în exces, asta se face cu ouăle vechi. Ouăle proaspete de obicei nu necesită așa ceva, mai ales dacă ești de casă. Facem așa un mic vârtej și punem ouă înăuntru. Hop. Îl ajut cu vârtejul, da? 4 minute e suficient pentru nou. Nu știu frumos cu bunica noastră. Oh, la la, magnific, fantastic. Apa nu trebuie să fiarbă, apa trebuie să se aline, zic, sobolle. Abia, abia fiert și nu fiert. Între timp, avem de făcut sosul nostru bernez. Băgăm la microunde, sunt acum 30 secunde. După care, să avem nevoie de un galbenuș, facem sosul bernez. Perfect. Zest de lămâi. Să-l facem pe bază de suc de lămâi. Bunica, uite așa frumos o scoatem. Aici avem prosciutto. Încălzăm puțin. Întâi topit. Ia uite-l. Zeam de lămâi. Sare. Pic de sare și pe ouăle noastre. Piper negru. Piper negru. Am să adaug un pic de zest. Mai adaug un pic de aciditate. Sunt de tot. Uite, am așa ceva. Franco ne-a dat. Se dă Dumnezeu sănătate. Franco, aici ar putea să fii tu, știi? Și mai am, uite așa ceva. Velutata de funghi tartufi. Mamă, cum miroase. Mamă. Pasta de trufi. Uite așa, punem un pic. Cei care nu găsesc pasta de trufi, fac fără. Este un comerț ulei de trufi. O leacă de ce dai o aromă fantastică. Eu și faci și la noi. Wow. Acum, let's go. Să facem, uite așa. Să punem un pic de salat. Am tot de ce am nevoie, am aici. Grăsimi, gust, poșate. Ne-am pus ea ca așa ea. Uite așa frumos. Vreți, puteți să puneți și un pic de parmezan ras. Aici tot se prânește bombă. Și ca să fie un pic așa mai healthy. De ce ar trebui să gătești acasă, da? Duminic. E târziu dimineață. Pentru jumătatea ta. Ai făcut un nou poșat și... Mai ales după ce ai o sfadă, înțelegi? Ai venit dimineața, ai greșit, te trezi dimineața, ți-ai pus așa ea, unde este, o pestelcă de asta, știi? Și puiul, scuze-mă, te rog frumos, mai mult n-am să repeti, înțelegi? N-are nici o șansă, așa că... Azi vă plac formatul ăsta nou de vlog. Hai, la prima, dacă îngrămădim 100 de comentarii, apoi mergem mai departe. Dacă nu, o dispărut cu Merzan de pe YouTube. Mic dejun, mic dejun, dar de-am ioara 12, de-am trebuit dus la lucruri, la restaurante, băieți, avem lucruri, nu avem de stat. Hai! La lucru! Hey! Stridii la grătar. Noi să facem două feluri de stridii. O stridii la grătar și să avem în două feluri. Acei la grătar o facem cu ananas și busuioc. Ananas la grătar. La grătar. Da, avem un gel din ananas la grătar și busuioc genoveze. A doua felă merge în merg crude cu sos mignonet, sos japonez. E? Mă trece odată prin fața mea, când am stilichesc. Vezi că dacă greși mult, arăt video de la saună, Serii. Arăt video de la saună, Sergiu. Sau arăt video de la corporativ. Arată-l pe amândouă. Arată video de la saună, Bob. Unul cu polenta. Mm-hmm. Două taliate, dar sigur pus până platou. Mm-hmm. Și o grăbioară. Asta spre jumătate ceas, după aceea se opustează. Dar asta tot în VIP se duce, nu? Asta e la muzicant. Cred asta după 20 de minute? Serii, dă un om care se ocupe de vtărâie și de lulenuța. Lucrează și a două bucate de grătar? Pornește și pe două. Lulenuța și lunica, dă-i zadacea să, să facă aperitivele și gata. Am activat împreună cu el în alt local, adică și cred că de atunci s-a creat o legătură, așa, o comunicare mai interesantă cu dânsul. El e mereu pe pozitiv, cu glume. Ce, hotărâți dați foc la bucătărie azi, pe cum văd eu așa? Pe. Doar nu uloi! Chiar e interesant în colectivul ăsta să lucrez, un colectiv minunat. Mă bucur că am ajuns să-l cunosc. S-a regustat? S-o gata, ieșim, ieșim. Ieșim, nu-l coași tare. E gata, eliberează aici. Da, mai adaug o leacă de ulei.
Ia că noi să l-am prăjit și după asta să-l regenerăm. Nu are sare. Mai trebuie sare. Atent ce spui. Maximum, maximum libertate. Aici faci ce vrei. Ну, într-adevăr, e foarte ușor să lucrezi aici. Ai vreo idee, nimeni nu ți-o topează, poți să crești, să evoluezi, încerci ceva nou, fiecare zi, e super. E acela care înlocuiește șef bucătarul când noi, când șef bucătarul doarme pe undeva? Absurd în locul. Regiștești și comenzile, am zis! Eu cred că am cea mai puternică echipă ever pe care am avut-o din ultimii ani. Vovcic Serii sunt băieți extraordinari, Nica, Banan este cadru, doamne ferește, nu degeaba îi spun Banan. Andrei e omul care, dacă îl întreg ceva, Andrei, ce-ai făcut? Maza 4, 6 farfurii. 6 farfurii, păgnane. Pam, pam, pam. Prea repede lucrați, prea repede lucrați. Prea încet, aș zici. Deci, carpaccio, somon, creveți. Creveți, ești gata două porții, băieți? Da. Hai. Sunt personalități interesante. Sunt oameni care vor să evolueze. Sunt oameni care își iubesc meseria. Și asta pentru mine contează mult mai mult decât și un profesionist bun. Că ca profesionist bun, asta creștem. Ne ține cu forță aici, anu. Am mai sub cameră și... N-a să-mi facă nimic, cred. Sunt presionat. Trebuie să o faci pe Nicoleta să râde. Interesant, Nicoleta, râde. Nicoleta, mă uluc, ți-i că zidea. Azi că e să-i spezi. No. Nicoleta! Da! Noi aveam umorul nostru, mă cred. Noi lucrăm împreună mai mult. Noi nu e nicio concurență la noi în bucătărie. Fiecare se ajută unul pe altul. Deci poate cineva din bucătari să dea vreo idee și ideea asta poate și evoluată mai departe. Nu, de ce ai spus tu sau de ce ai încercat tu. Puteți crește, puteți încercăm. Asta tare clasă. Sunt și critici din partea lui, da, dar niciodată nu am fost martor că să fie fără motiv. Toate sunt în scop instructiv. La început a fost țipete, a fost strigete, ce faci, cum faci, oala, băieți, dar am văzut că treptat evoluează extraordinar de mult și chiar de unul am intrat în bucătărie și mă uitam dintr-o parte cum lucrează. Apoi știi cum tata se mândrește de copil când ai succes, ca și eu, e pur și simplu, mi-e înflorie inima. Da, deci aici avem o minunită clasică, dar cu ingrediente japoneze. De obicei îți faci oțet, ceapă roșie, da? Doar că noi am adăugat daikonul, partea de la ridichi, un pic și mai interesantă. Vă, putem da? Da, eu în timp chelnere. 8 porții. Mai vor ceva? Este mâncare pe masă? Masă ștearsă. Nicoleta! Da. Dar cui, Serioja, a fost ideea cu ananas la grătar? Nu, nu e în cuchnit are vesel. Ciudat prea vesel. Ega, ciudat e prea vesel. E normal când este și lucru și veselie, dar și pe barierul și ăla. Eu îmi cer scuze, eu în bucătărie ești de la altă ieri și explic-mi te rog cum ar trebui să iei. E că numai tu și înțelegi. E că mă vădie. Auzi, după videosurile care sunt ridânjii? Trei persoane au venit, când încep? Ei, au venit Nicu, în bucătărie ești ceva, are spus. V-ați închis. Trei persoane au venit, putem să începem vreo 15 minute, da? Super, domnul Nicolae, da. Îți spui și masa care a venit, nu? 16. Ok, pagnale și microplantele. Șabel. Numa și gata, da? Șabel, melisca. Melisca este, da? Tax. 24, le numești și dai gazul cu 24, da? Mută-te farfurile și alea, ieși-le de bivești cu busuioc și ridică-le în sus, nu-l văd. E untul și-al aromatizat aici. Vova, fugărește-le afară să nu-l vede. Davai, începe pune. Unt aromatizat, ai? Gaz. Amestecă. Da, bravo. Davai. Băieți, calm. Și ușor. Sare, te regustat? Să, gata, ieșim. Ieșim, nu-l coași tare. Bun, tare. Tare, bun. Bravo. Ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ce faci aici? 6 farfurii, ce putem?
246. Masa a venit, începe să ai grijă. Tax, nu. Vov, așa nu mergi. Îmi dai două farfurii, la și masă trebuie să mă duc. Și după asta să încep cu sanjacurile, că altfel e haos și nu mai scoatem la cap. Unii e Nicoleta și Lena. Și... și masă. Spune lui Vova, nu ne. Și masă. Masă 15. 16. Da? Și 18. 12 tot? Da. 4 persoane, 4 da? Persoane. 12 porții. 24 de bucăți de sanjac le faci pe inducție. 6, 8, 10, 12. Super. Stângi. Stângi. Nu ai asta unt, dar așa la care era în container. Băieți, busuioc, hai nu dormim în scorul. Все, verdeața, gazul. Kellner, sunt aici? Cheamă pe Vitalic. Da. Farfuria trebuie să ajungă caldă. Teoretic, o farfurie trebuie să părăsească bucătăria la 60 de grade. Kellner. Vitalie, Kellner! Давай. Cheamă pe cineva să te ajute. Băieți, șergeți aici, vă rog frumos. Tax, la și masă. Am plecat. Și masă i-a dat, Valoria. Masă pa. Șterge-o. Unde te duci, Nicu? Unde te duci tu? Ce pșes? Păi eu nu știu unde trebuie să ducă, Vova. Nicu, măi, spune față de mine, la ce masă duc eu, am o jută de ieșe. Unde ți-o spus? Nicu, de ce spune? Ne ducem 8, 7, 6. Lasă și dușesc înseamnă că 8, 6, 7, 15. Masa 12, masa 15, 6, 7, 8. Ушли, вот они. Сейчас было на ракете, надо отнести. Вот они здесь, готовы. Не путали. Куда хочешь? Я же не знаю, куда ушли, куда не ушли. Третий раз повторяю. Как? Ну и коррект, Володя. Это Келлер, он кын съе фарфури или отремец. Тут идешь на масса 12, 2 фарфури. Тут идешь на масса 4 фарфури. Стал 10 фарфури, уладжу мать. Я жду, лакарь масса удус. Ну, я с ней проблему колуат, фарфури. Это латнику, латнику сразу же, спуни лора. Вообще масса сдук съей. Просто масса 12, да, хорошо, масса 12. Персональный лям. Фидбэку, да, каздя барасад, фидбэку. Păi nu e problema în noi. Cumva bucătăria depinde foarte mult de sală. E sala care conduce cu mine și ține când se cheamă pozițiile și eu deja conduc cu chelnerii când la și masă ei trebuie să ducă. Da, că altfel e haos. În momentul în care în lucrul nostru există foarte mult factor uman, greșelile sunt inevitabile, adică e ceva normal. E ceva ok, dar desori reacționez cu nervi, câteodată nu în cel mai adecvat mod și tot așa mai departe. Da, asta este. Și mai se întâmplă că tu, chelnerul, îl trimiți la o masă, dar el se duce la alta, da? Și atunci și e mai mare problemă. Câte farfurii faci? 14. Chelnerii îmi trebuie. Sașa, unde se duce? Sașa, aveți și masă. Masa 2, 6 porții. Masa 2, 6 porții. Alexandru, am voiaj, Jusunfe. Feedback întrebați la oaspeți, vreau. Да? Pentru noi cel mai frumos e când oaspeții deja rezervează pe data viitoare cina. De data asta era deja totul plin, neștiind oaspeții, neștiind meniul. Și eu cred că asta e un lucru foarte frumos și mulțumesc la cei care au încredere în noi. Următorul episod, cred, să-l facem în anturajul prietenilor mei și așa să cunoașteți și oamenii cu care comunic, persoanele cu care mă întâlnesc, rar, dar mă întâlnesc. O să fie un vlog mai mult despre personalitate. Gătit, dar cu personalitate. Da, că ce facem noi, familia lui Comerzan, ce faci Comerzan, cu cine comunic, cu ce se ocupă, masterclass-uri poate pentru ele, că eu desori nu afișez tot chestia asta pe Instagram, nu știu de ce. Nu, sunt lucruri când mai eu, nu m-am născut eu blogger, nu, ia ca și îți faci, amă, ia ca mai spam puști, nu? Da? Prin intermediul vlogului, care vrem să-l facem pe YouTube,
Asta trebuie a să arăta. Șansă vă rog un lucru, dacă vă place ceea ce faci. Da, deoarece e forță, e investiții, e timp, e suflet depus în asta și pentru noi este foarte important like-ul vostru și share-ul. Da, o să ne ajute extraordinar de enorm, de atât că și lucrează algoritmul la YouTube. Așa că nu costă nic să apeși acolo un buton așa. Ești la pas. Dă like-am. Like, share.